și mereu cântând, căci Domnul e înainte. Dorim ca să împlinim tot ceea ce au spus a lui Iisus cuvinte. Niciodată să nu dăm înapoi, chiar dacă e greu pe cale. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Niciodată să nu dăm înapoi, chiar dacă e greu pe cale. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Trecătoare. Și în împărăția în care sfinții vor intra, pe veci nimeni nu moare. Niciodată să nu dăm înapoi, cale. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Chiar dacă astăzi unii din care au învățat pe noi au fost învinși în luptă, cu mic, cu mare, într-una, să ne încurajăm cu toți, strigând tot înainte. Niciodată să nu dăm înapoi, dacă e greu pe cale. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Cei care ne sunt pildă în cuvântul cel citit, au mers pe această cale. În tot ne-a dat exemplu, ca și noi să biruim, căci toate-s trecătoare. Niciodată să nu dăm înapoi, chiar dacă e greu pe cale. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Niciodată să nu dăm înapoi, chiar dacă e greu pe cale. Iisus Hristos
Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Așa cum știm că Avram a iubit rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu, se cade și slujba să o începem cu rugăciune și aș vrea împreună cu toți cei adunați aici să înălțăm rugăciunea Tatăl nostru cu voce tare, iar când vom înceta noi din rugăciunea Tatăl nostru, rog pe fratele păstor Nicu Durcău să înalțe numele Domnului, apoi să îl roage pe bunul Dumnezeu să fie prezent astăzi aici și să mângâie familia și să ne mângâie pe noi toți. Amin. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, aleluia, noi copiii Tăi suntem aici să-ți lăudăm numele. Aleluia. Decizia să iei dintre noi pe unul dintre frații noștri ne-a întristat și suntem triști înaintea Ta. O, Doamne, cu mintea nu înțelegem și Te rugăm astăzi să vorbești minților noastre. Amin. Să ne faci să credem și să înțelegem făgăduințele Tale nespus de mari și scumpe, față de care Tu rămâi credincios și dincolo de moarte. De aceea Te rog astăzi să vorbești minților noastre, să înțelegem clar și deslușit adevărul Tău despre viața de aici. Aleluia. Și viața de dincolo. Inimile noastre însă sunt rănite și mulți din locul acesta nu vor să accepte. Și în inima multora întristarea persistă și inima multora nu vor să primească mângâierea. Ca altă dată, când o femeie își plângea copiii și nu vroia să fie mângâiată. Și astăzi sunt inimi aici care nu vor și nu vor să accepte realitatea din fața noastră. Mă rog de inimile acestea, Tu să Te ocupi și să le mângâi. Dacă în mintea noastră socotelile sunt de neînțeles, Te rog în clipele următoare și în cuvântul care îl vei da, ocupă-Te de inima îndurerată a celei care rămâne văduvă. A pornit pe calea Ta când l-a întâlnit pe Avram și împreună au hotărât urmând calea Ta să formeze o familie. Astăzi ai decis să o lași singură și văduvă. Mă rog, ocupă-Te de inima ei. Tu poți să o faci și încredințat că ești Dumnezeul oricărei mângâieri. Mă rog, dincolo de rațiune, dincolo de gândul nostru, prelucrează inima acestei femei și dă-i tăria pe care noi nu putem să o explicăm, dar suntem siguri că prin Duhul Tău Te poți ocupa de inima ei. Mă rog pentru copiii rămași, ocupă-Te de inima lor. Sunt bărbați maturi, sunt ființe mature. La mintea lor, Doamne, știu că vei lucra prin făgăduințe, dar mă rog, ocupă-Te și de inima lor. Și dacă cel drag a plecat dincolo de ceea ce poate străpunge zarea și privirea noastră, mă rog să le legi inima mai mult de cer, amin, mai mult de împărăția Ta. Amin. Și astăzi aici, pe noi toți intrați în haine cernite de doliu, să ne legi inima de Tine. Te rugăm, și astăzi, amin, să ne dai putere, plecând de aici, să luăm hotărâri noi să fim
oameni după inima ta, cu credința și de plin încredințat că totul e sub control și stăpânești toate lucrurile. Înalți numele Tău, Tată, aleluia, glorific numele Tău, Fiule, aleluia, și preamăresc numele Tău, Duhule Sfânt, aleluia, căci a Ta este împărăția și puterea, aleluia, și slava, aleluia, și astăzi și în vecii vecilor. Amin. Rămânem ridicați și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim din a doua epistolă a lui Samuel, capitolul 3, și citesc un singur verset, versetul 38. Împăratul a zis slujitorilor săi: nu știți că o căpetenie, un om mare a căzut astăzi în Israel? Amin. Vă rog să vă reașezați. Îndurerată familie, soră Sanda, ne rugăm în momentele acestea bunul Dumnezeu să privească înspre inima voastră. M-am uitat la voi și în timp ce se cânta cântarea, începând de la Dani, ați început să cântați. Și mi-am notat aici corul care spunea, și parcă este un angajament pe care îl faceți în fața lui Dumnezeu acum, când sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Avram este aici, în fața voastră, și cântarea spunea așa: niciodată să nu dai înapoi. Chiar dacă e greu pe cale, Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Să spunem amin. Este un angajament pe care parcă l-ați luat înaintea lui Dumnezeu față de acel care parcă ieri vă strângea în brațe, cel care vă aștepta în poarta casei, cel care vă privia și vă urmărea cu privirea plecând, acesta a fost tata Avram, cel care și-a așteptat nepoții să-i îmbrățișeze, acesta a fost bunicul care a iubit, cel care și-a prețuit soția, a respectat-o și au călătorit prin lumea aceasta 34 de ani. Acesta a fost un soț credincios și astăzi aici ne-am adunat să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că Avram, chiar dacă a plecat, Dumnezeu a hotărât așa, a respectat voia lui Dumnezeu cât a trăit, l-a iubit pe Dumnezeu cu toată ființa lui, s-a dedicat lucrării lui Dumnezeu și a încurajat pe mulți. Chiar dacă poate mulți nu l-au înțeles pe moment, a venit vremea când i-au dat dreptate, pentru că ceea ce spunea el, spunea din cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu este cel care întotdeauna face ca ceea ce el a spus și transmite prin slujitori să aibă împlinire. E Dumnezeu și slujitorul lui Dumnezeu. Și mă uit aici, așa cum spunea Nicu în rugăciune, nu înțelegem, nu pricepem, dar o cântare spunea în felul următor: de ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri în fel și fel? De ce s-i lipsit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe el. Când moartea luptă pe îndelete să rupă al dragostei în el, rămân copii orfani pe drumuri. De ce e așa? O știe el. Și încheia poetul cântarea: eu nu înțeleg, dar țin într-una, crezând cu patimă și zel, că multe din ce mi se întâmplă eu nu pricep,
dar știe el. Dar când ajunge voi în ceruri cu Iisus în al său castel, mă voi mira cum des acolo, dar asta mi-o va spune el. Avram a ajuns acasă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată implicarea în viața lui Avram, cât a trăit pe pământul acesta și în viața familiei Tișe. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, vă binecuvântăm, mulțumesc că sunteți aici și Domnul să vă facă în ziua de astăzi să acceptați și să acceptăm cu toată tăria voia lui Dumnezeu. Urmează să continuăm slujirea prin cântare. Am o singură rugăminte, cei care pozați, faceți poze cu telefonul, cei care înregistrați, să nu transmiteți live. Mulțumesc pentru înțelegere, pentru că așa este bine și în Sfânta Scriptură spune că cine are urechi de auzit să audă. Ne protejăm, ne păzim și în același timp dăm slavă lui Dumnezeu că avem posibilitatea în numărul în care suntem adunați să conducem pe un om al lui Dumnezeu cu demnitate și în același timp cu respect și față de cuvântul lui Dumnezeu și față de restricțiile impuse. De asemenea, masca să fie purtată corect și vă mulțumesc pentru înțelegere. Acum urmează să continuăm slujirea. Vom asculta o cântare cântată de grupul Speranța, Domnul să-i binecuvinteze, apoi fratele Dani Demian va onora numele Domnului cântând și îl invit la amvon pe unul din prietenii noștri, unul din prietenii fratelui Avram, fratele Vasile Mesaroș, să aducă din partea lui Dumnezeu un cuvânt de mângâiere și de îmbărbătare, atât pentru familia Tișe, cât și pentru noi toți, de ce nu, toți avem nevoie de încurajare. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
Vrednic este El.
Scumpă familie Tișă, iubite rudenii, iubită asistență îndoliată, mi-este greu să predic la căpătâiul celui care totdeauna era din coace de ambon. Sau, fratele lui era aici alături. Acum, în fața ambonului, în fața noastră a tuturor, și bine se citea aici. În viața noastră ca oameni și în viața înaintașilor noștri au fost momente de grea cumpănă. Unul din acestea a fost în viața lui David, măcar că a avut el multe. Dar a considerat atunci când a murit Abner și a spus aceste cuvinte, a spus slujitorilor, nu știți că o căpetenie, că un om mare a căzut azi în Israel. Pierderea acestei căpetenii, acestui om mare, e o pierdere, e adevărat, pentru familie, pentru rudenii, dar e o pierdere pentru noi toți. E o pierdere. Primul gând pe care aș vrea să-l amintesc aici, noi toți să fim atenți, nu cumva o căpetenie sau un om mare să cadă din pricina ta. Fii atent. Nu cumva o căpetenie sau un om mare să cadă din pricina ta. Aici așa s-a întâmplat, chiar dacă fratele nu a citit contextul. Abner n-a căzut din pricina poruncii împăratului David. A căzut mișelește. Să învățăm un lucru extraordinar de adevărat. Ca oameni, ca și credincioși, ca și copii al lui Dumnezeu, majoritatea, nu cumva să produci rău cuiva. Că mai devreme sau mai târziu, răul se va întoarce. Dacă citim contextul acesta, David n-a zis lucruri bune despre Ioab, ci despre istoricul lui înainte și al familiei lui. Al doilea lucru, foarte important. Mie îmi place... Ieri erau brășmași, că Abner făcea parte din tabra lui Israel, ieri alaltăieri s-au bătut. Astăzi le spune subalternilor, rupeți-vă hainele, îmbrăcați-vă cu saci. Și David mergea în urma sicriului plângând. Ce să facem? Astăzi plângem. M-am tot stăpânit. Plângem alături de familie, că Scriptura ne spune să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei care se bucură. David mergea în urma sicriului plângând ca o dovadă a faptului căci a ținut la Abner, că nu i-a vrut moartea. Măcar că dacă până mai ieri erau vrăjmași, David putea să spună, asta e soarta, ce să faci? A murit, a murit, bine că am scăpat de el. David n-a judecat așa. Auzi, te întreb pe tine care mă asculți, tu cum judeci? Pică o căpetenie, pică un om mare. Și nu e vorba de o căpetenie din lumea căpetenilor, lumea acestea. Vorba de o căpetenie de un om mare în armata Domnului, în poporul Domnului. Tu cum te raportezi la această situație? Crezi că ești mai bun? Nu știu ce crezi, nu știu care gândurile care se cuibăresc în mintea și în inima și în viața ta. Dar aș vrea să învățăm să compătimim, să plângem cu cei care plâng și să realizăm că, într-adevăr, Biserica din Huedin a pierdut o căpetenie, a pierdut un om mare. Indiferent cine ce-ar zice, eu cred cuvântul acesta al Scripturii. Avraam a fost un om mare în Biserica din Huedin. Avraam a fost o căpetenie în biserica din Huedin. Urmașii lui cântă, slăvesc și predică numele Domnului Iisus. Om mare, om mare el, om mare soția, oameni mari, urmașii. Cât de minunat este să ne raportăm corect la cei care au trecut. Să nu producem rău. Dacă e vorba să plângem, să plângem.
plânge. Dacă e vorba apoi să ai un cuvânt de mângâiere pentru cei care au rămas, să ai un cuvânt de mângâiere, căci cu ce măsură măsori astăzi, ți se va măsura mâine. Dacă astăzi ai un cuvânt de mângâiere pentru familie și pentru urmașii, pentru rudenii, ca mâine când îți va veni rândul ție, Dumnezeu va ridica aceeași ceată de mângâitori care să te mângâie. Familia Tișă nu are nevoie acum nici de bogății, nici de aur, nici de argint. Are nevoie de o mângâiere din partea Domnului. În Psalmul 39 zicea Scriptura aici omului Dumnezeu împăratul David. În Psalmul 39, versetul 7. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Acum, a ajuns David într-un moment de singurătate. A ajuns familia Tișe într-un moment de singurătate. Au nevoie de un cuvânt de mângâiere. Întrebare, este cineva în Huedin, un Barnaba, un fiu al mângâierii? Este cineva în Huedin, un fiu al mângâierii care se mângâie familia Tișe? Să-i spună soției, auzi, am să mă rog pentru tine și dimineața și seara. Să le spună copiilor, simt alături de voi, îmi dau seama de pierdere, îmi dau seama că suferința brăzdează puternic inimile și viețile voastre. Ce pot să fac? Să mă rog pentru voi. Știi ce mult fac aceste cuvinte? Dar nu atât o teorie goală pe care o spune gura ta cuiva în suferință, în necaz, în probleme, cât și un domeniu practic, tu să te rogi. Pentru că avem un domn al păcii, avem un părinte al mângâierilor, care are cântarul lui, cântărește greul și suferința din familia Tișă, din rudenia extinsă, numai Domnul cântărește tot. Auzi, nu fi un Ioab care în textul acesta nu a avut niciun cuvânt. Mustrare de conștiință, bă, o am făcut. Împăratul o da pe față toate lucrurile. Dumnezeu nu are nevoie în biserica din Huedin de un Ioab care a făcut ce-a făcut și acum ce să faci? Dumnezeu are nevoie în biserica din Huedin și familia Tișă. Are nevoie de un Barnaba. Da, da, de mulți Barnaba. Dar de ce n-ai fi și tu un Barnaba? Nu trebuie să fii un Ioab la care să-i lunice sabia ușor în șelăciune și să omori pe fratele tău. Nu trebuie lucrul acesta. Pentru că Biblia spune, cu ce măsură măsori, cu aceea se va măsura. David zice aici, repet, Doamne, acum în tine îmi este nădejde. Frate Daniel, toată banca voastră, împreună cu soția, cu rudenile, mai de aproape sau mai de departe, am un cuvânt. Acum este un moment, un ceas, un timp, o zi, mai multe zile. Ce mai pot nădăjdui? Noi cât putem facem ca niște oameni care am venit să simțim alături de voi. Pentru câteva zeci de minute, casa de jale din casa de rugăciune din Huedin s-a transformat într-o casă de jale. Ne vom despărți peste câteva zeci de minute. Dar cel care vă poate mângâia, nu vă spun un lucru nou, voi îl știți, doar vi-l reamintesc. Acum, zicea David, ce mai pot nădăjdui eu? Nu mai am lângă mine căpetenii, soldați, armată, Doamne, eu cu tine, ce mai pot nădăjdui? În tine nu este nădejdea. Daniel, copii, rudenii, noi toți, în Domnul să ne fie nădejde. Ascultați-mă bine, de n-ar ținea Domnul de mintea și de inima noastră în momente de grea cumpănă ca și acestea pe care le trăiește familia Tișă, rudenile de aproape, de departe, ar fi vai de noi. Dar faptul că supraviețuim furtunilor și talazurilor și problemelor vieții acestea, faptul că supraviețuim, asta se datorește faptului că avem un mare păstor care ține de mintea și de inima noastră. Unul din motive pentru care merită să fii pocăit.
merită să fii pocăit. Cum ai avea nădejde? Că Biblia spune că cei răi n-au nici pace, n-au nici speranță, n-au nici nădejde. Îmi spunea cineva la o mormântare de altă natură religioasă, la noi, ultima care moare e nădejdea. Zic, rău face dacă moare la voi. Chiar în momentul în care nu trebuie să moară nădejdea. Dar la dumneavoastră nu moare, nu moare. Pentru că o zis Iov, nădejdea noastră se va coborâ, nădejdea mea, o zis Iov, se va coborâ cu mie în țărână. Și o mai spus până nu a ajuns să coboară în țărână. Ce a spus Iov? Îs cuvinte de îmbărbătare, de nădejde pentru familia ta și pentru noi toți. Dacă punem viața noastră de acord cu Domnul și dacă ne încredem în Domnul, chiar în momentele acestea, cum n-aș dau eu soției și copiilor să le dau mâncare, liniște, pace, bucurie? N-o pot. Mă rog, numai Domnul o poate. Dar când Domnul dă nădejde și când Domnul i-a dat nădejde și speranță lui Iov în capitolul 19, a spus așa, știu că răscumpărătorul meu e viu. Voi să știți că răscumpărătorul lui Avram și al vostru e viu. Noi să știm că răscumpărătorul nostru e viu. Iov nu mai este, David nu mai este, Avram nu mai este. Trăiește Hristos și trăiește în vecii vecilor. El e viu. El e părintele venișilor și domn al păcii. El e tatăl orfanilor, apărătorul vădivelor. El e Domnul nostru, indiferent de vârsta pe care o avem. Și a spus eu, răscumpărătorul meu e viu. Știu că se va ridica la urmă pe pământ. Și că ochii mei îl vor vedea și nu ai altora. Se va ridica la urmă pe pământ și îmi va fi binevoitor, a spus Iov, dacă l-ai slujit pe Domnul. Dacă suntem copii ai Domnului, dacă voi sunteți copii ai Domnului, să știți, Domnul care a fost binevoitor lui Avram, de ce nu i-a mai dat lui Avram încă 40 de ani în viață, nu știu. Cum nu știu de ce nu i-a mai dat lui Ezechia, că doar avea aproximativ 40 de ani, când i-a spus, Domnul, pune-ți casa rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Și Domnul Ian nu i-a mai dat numai încă 15 ani și 40 cu 15 sau mai precis 39 cu 15, 54 de ani. Dar putea, Domnule, dar n-ai mai putut să-i mai dai încă 40 de ani, peste aproape 40 de ani. De ce a făcut Domnul treaba asta? Nu știm. Acolo în cer când vom intra, este un vers dintr-o cântare, răspuns la toate în căpăta. Și spune un vers și vreau să mă apropie de încheiere, spune un vers dintr-o cântare, având ca suport textul acesta al lungirii vieții lui Ezechia cu 15 ani. Și dacă mult s-a bucurat de anii aceia 15, Ezechia, sunați creștini în lung și în lat și dați de veste bucuria, că nouă, astăzi, ni s-a dat, nu 15 ani, ci veșnicia. Fratele Abraham s-a dus înaintea noastră în veșnicie. El nu-i un pierdut. El a fost, este și rămâne valoros înaintea Domnului, o căpetenie, un om mare în biserica din Huedin, în poporul Domnului. El s-a dus înaintea noastră în veșnicie. Noi îl vom urma fiecare la rândul nostru. Dar până atunci, Domnul să ne ajute să simțim cu cei care trec prin astfel de situații. Auzi, repet ideea, să nu fii unul din pricina căreia să pici un om, o căpetenie. Dar nimeni să nu pice din pricina a ceea ce ești tu și faci tu. Mai bine să ridici pe cineva, mai bine să îmbărbătezi pe cineva, să nu uiți că familia ta și are nevoie de ajutor. Nu atât un ajutor material, are nevoie de un Barnaba, de un fiu al mângâierii care să roage pentru ei. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să fim ce vrea Domnul să fim pentru ei. Și Domnul să ne ajute, să le ajute și lor. În Domnul să ne punem nădejdea. Și binecuvântarea Domnului să fie peste voi și peste rudenii și peste noi toți. Amin. Mulțumim fratelui Vasile Mesaroș, Domnul să-l binecuvinteze. În continuare vom cânta o cântare în comun, apoi grupul Speranța va onora numele Domnului cântând, apoi corul mixt va cânta o cântare spre slava lui Dumnezeu, după care grupul Speranța va mai cânta o cântare, apoi unul din numărul de prieteni pe care îi avea Avram, fratele păstor Sami Trif, a venit de la Craiova să fie lângă familie, lângă noi și de ce nu să așeze o lacrimă la locul ei, că lacrima trebuie așezată în ziua durerii și nu în ziua bucuriei. Mulțumesc!
pentru că ai străbătut drumul, distanța de acolo până aici. Domnul să te binecuvinteze. Ne uităm la timp pentru că, așa cum poate majoritatea dintre dumneavoastră știți, înmormântarea va avea loc la Beliș și drumul până acolo trebuie parcurs. Încercăm în toate lucrurile să fim limitați și să facem lucrarea așa cum îi place Domnului și cum i-ar fi plăcut și lui Avram, că era un om deosebit de ordonat. Domnul să ne binecuvinteze, ascultăm cântările, apoi fratele păstor Samitriv ne va aduce cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să ne ridicăm cu toți în picioare. Când
cântătoare, necazul meu de azi va fi cândva. Cu nuna vieții cea nemuritoare, ce Domnul ce este un loc unde sfinții cântă, ce bucurie e să fii salvat. Este un loc unde toate sună, ești pe veci cu Tatăl împăcat. Ierusalim, loc așeresc, pe ale tale porți de aur, vine vremea să pășesc. Voi vedea ce sus în ceruri Tatăl Sfânt ne-a pregătit și ce-am dorit. Ierusalime mult iubit, Ierusalim, loc așeresc, pe ale tale porți de aur, vine vremea să pășesc. Voi vedea ce sus în ceruri Tatăl Sfânt ne-a pregătit și ce-am dorit. Ierusalime mult iubit.
cerez. Voi vedea ce sus în ceruri, Tatăl Sfânt ne-a pregătit și ce-am dorit, Ierusalime mult iubit, Ierusalim, loc așerez. Reale tale porți de aur, vine vremea să pășesc, voi vedea ce sus în ceruri, Tatăl Sfânt pe ale tale porze aur, vine vremea să pășesc. Voi vedea ce sus în ceruri, Tatăl Sfânt ne-a pregătit și ce-am dorit, Ierusalime mult iubit, și ce-am dorit, Ierusalime mult iubit. Amin.
Într-o zi va fi totul nou. Iisus, rănile ce dor vei lega, toate trec, doar Tu veci rămân, Domnul meu. Totul voi pricepe într-o zi, Iisus, orice îndoieri vor muri, orice întrebări voi lăsa.
Nu știți că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi la Huiedin, putem să spunem. Iubită familie îndoliată, dragă soră Sanda, copilași scumpi, mă alătur și eu la ceilalți frați care aseară și zilele acestea au venit cu lacrimi, au venit să vă încurajeze, au venit să vă mângâie, având această credință și convingere fermă că Dumnezeu este și Dumnezeul mângâierilor. Și în această zi suntem toți o adunare de jale și realizăm acest adevăr dureros pentru noi, că a căzut un stâlp al lui Dumnezeu de la Huiedin, un om mare. Și ne punem mii de întrebări. De ce acum? De ce așa? Însă avem această nădejde a învierii morților. Avem nădejdea revederii, că Avram și-a încheiat călătoria și că Sfinții lui Dumnezeu nu mor la voia întâmplării. Sfinții lui Dumnezeu mor la porunca lui Dumnezeu. Și vă citesc din cartea Deuteronomului, din capitolul 32. Cuvântul Domnului spune acolo despre Moise, că a murit și a fost îngropat de Dumnezeu la porunca Domnului. Dumnezeu l-a chemat acasă pe Avram. Ne-am rugat, ne-am pus în calea lui cu rugăciuni, cu zile de post, crezând că la un moment dat îl îndâplecăm pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a găsit cu cale să-l ia dintre noi și să-l ducă la el, unde este cu mult mai bine. Un om mare. De fapt, m-am uitat în dicționar și Avram, știți ce înseamnă? Tată înalt. Și vreau să vă spun astăzi că, cunoscându-l, copilăria mea, adolescența mea, tinerețea mea, o parte am fost și în lume, amândoi, prieteni. Apoi ne-am întors la Domnul și felul cum Dumnezeu l-a chemat la el, pot să spun că Dumnezeu a făcut din el un om mare. Înainte ca să mă pocăiesc, poate nu știe nimeni aici în biserică, m-a căutat la Huiedin și mi-a spus: să știi, Sami, că eu m-am hotărât să mă pocăiesc, să mă împac cu Dumnezeu. Și m-a căutat în mod special. Am o prietenă cu care ne înțelegem foarte bine și am dus-o în Cluj, în biserica din Albinii, și mi-a spus după primul program: tu ai știut lucrurile acestea de atâta vreme și mie nu mi le-ai spus. Și așa s-au cunoscut. Dumnezeu a binecuvântat căsnicia lui cu trei copilași deosebiți, am rămas prieteni. Eu am fost cel care a mers la Beleș și am zis: mută-te la Huiedin, mută-te la Huiedin, te rog. Și mi-am amintesc că cu Radu am mers împreună și am adus lucrurile și au venit la Huiedin. Și pot să spun că cele mai frumoase părtășii pe care le-am avut cât încă eram în Huiedin, slujind în județul Sălaj și împrejurimi, a fost alături de el. Am rămas mari prieteni și frați. Și părtășia dintre noi s-a continuat și după ce eu am hotărât să mă duc la Craiova. Singura lui supărare era asta, deci am ales să slujesc acolo, dar am gândit că este bine să fii în voia lui Dumnezeu și el a rămas aici și de aici încolo voi îl cunoașteți. Lucrarea lui, ce a făcut el. Aș vrea să scot câteva adevăruri din textul acesta, sigur, punându-le și în dreptul lui Avram.
și asupra adevărurilor ce înseamnă un om mare. Și ne uităm în ele, ne uităm la Avram. M-am uitat și aseară pe drum și cuvântul așa începe în seara aceasta, în ziua de astăzi. Nu știți? Și se pare că nu știm. Se pare că nu știm că un om mare a căzut. M-am uitat la toți care ați vorbit, așa de frumos, unul mai frumos decât celălalt. Și ziceam pe drum, de ce trebuie să așteptăm până ajunge un om în sicriu? Și atunci să descoperim ce mare om a fost. De ce atunci trebuie să-i fac aprecieri? De ce numai atunci realizăm că am pierdut un asemenea om? De ce așteptăm până în ziua de astăzi? Când m-a sunat fratele Nicu Durcău și a zis, ai pus înaintea Domnului? Și am zis, da, am pus cauza înaintea bisericii, a bisericilor cu care avem părtășie. Și nu ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu? Și am zis, da, am un cuvânt din partea Domnului. Dumnezeu vrea să trezească biserica din Huiedin. Asta am simțit eu, asta vă spun. Un om mare, în primul rând, este datorită caracterului pe care el l-a avut. L-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a schimbat caracterul lui și a făcut din el un copil al său. Am citit despre un mare matematician care a fost descoperitorul zeroului. Și a câtorva teorii din algebră, că a fost întrebat, care este valoarea unui om? Nu mi-o poți da, a zis cineva, nu poți să mi-o dai în cifre. Și a zis, da, dacă are un caracter deosebit și bun simț, are nota 1. Dacă este frumos, are nota 10. Dacă are bani, îi se dă nota 100. Dacă se trage și dintr-o spiță nobilă, merită nota 1000. Dar a zis, nu uitați, că dacă nu are acest 1, toate celelalte sunt zerouri în viața lui. Caracterul acesta face din oamenii lui Dumnezeu oameni deosebiți, oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și viața lor a fost schimbată și a fost un tată înalt, pentru că în imediatul lui, în familia lui, s-au revărsat binecuvântările pe care Dumnezeu le-a turnat în acest bărbat. Și apoi în biserică. De aceea, când Dumnezeu se uită la noi, nu se uită pe din afară, casa, mașina, diploma sau altceva, ci Dumnezeu privește aici în noi. Și un om cu adevărat mare este un om care are un caracter după voia lui Dumnezeu, schimbat de cuvântul lui Dumnezeu și de Iisus Hristos. În primul rând, de aceea a fost un om mare, că l-a avut pe Dumnezeu și din tinerețe l-a invitat pe Iisus Hristos în viața lui ca Domn și Mântuitor. În al doilea rând, Avram a fost slujitor. A fost un om al caracterului, un om pe care te puteai bizui, un om pe care puteai conta, dar a fost un slujitor al altarului, un slujitor care a predicat adevăruri destul de dureroase cu lacrimi în ochi și nu toate au fost așa de primite, dar le-au rostit și le-au avut impact în viața oamenilor. Și așa începe pocăința și așa devin oamenii mari, schimbați de Dumnezeu. Și apoi echipați de Dumnezeu cu darurile lui care se răsfrâng în familie și slujirea lui a lăsat o urmă frumoasă și un impact binecuvântat aici. După noi, după calculele noastre, a plecat prea devreme, a plecat prea devreme, locul lui rămâne gol. Mă gândeam, aseară, ieri, săptămâna aceasta, cine îl va lua? Și asta e una din întrebările la care căutăm răspuns. A fost un slujitor al lui Dumnezeu, care am auzit aseară într-o scurtă intervenție, fratele meu spunea, a fost un om
care a iubit pocăința, care l-a iubit pe Dumnezeu, schimbat de Dumnezeu și cu viața pusă pe altarul slujirii. 3. Și oamenii mari și sfinții lui Dumnezeu și ei cad. Numai că, vreau să vă spun ceva, oamenii care au fost mântuiți, care devin slujitori al altarului, cad, dar ei nu cad în sus, în jos, ei cad în sus. Și Avram a căzut, dar în sus. A zis apostolul Pavel, și vă citesc din epistola apostolului Pavel către Filipeni, sunt strâns de două părți, unul în Filipeni capitolul 1, versetul 23, și aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Un slujitor, oricât ar fi el de puternic, oricât ar fi el de echipat, vine o zi în care Dumnezeu îl cheamă la el și trimite carul lui de foc să-l ia și îl smulge dintre noi. Dar vreau să vă spun, căci oamenii lui Dumnezeu, când își încheie călătoria, se mută la Dumnezeu și sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Sfinții lui Dumnezeu nu se duc în jos, se duc în sus și așteptăm clipa revederii când ne vom reîntâlni cu ei și cu toți care au plecat înainte și au avut o călătorie binecuvântată slujindu-L pe Dumnezeu. Vine o zi când fiecare din noi, și astăzi învățăm și ne uităm și poate ne uitam la alții și ne-am fi așteptat în huie din oricine altcineva să plece, nu-i așa? Și Dumnezeu a găsit cu cale să-L cheme pe El. Dumnezeu ne-a oprit astăzi aici să realizăm că suntem trecători și că nu știm care este următorul pe agenda lui Dumnezeu. 4. Sfinții lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, lasă binecuvântări în urma lor. Știți unde vă lasă Dumnezeu? În cartea Genezei, în capitolul 22, spune cuvântul Domnului în felul următor. Și asta e legat de cei care rămân, de familie. Ăsta este cuvântul la care m-am gândit să fie un cuvânt de mângâiere. Pentru Sanda, pentru copii, pentru biserică. Dumnezeu l-a chemat acasă. Noi încă am rămas, dar am rămas și vrem să rămânem pe munte. Și Avram spune cuvântul Domnului în cartea Geneza, în capitolul 22. El a plecat. Am stat și m-am gândit la el, poate că vroia să mai aibă o discuție cu fiecare, cu Roxana, cu Dan, cu Sanda, cu ceilalți, să le mai spună ceva. Dumnezeu l-a chemat la el. Cred din toată inima că acest cuvânt se potrivește pentru voi și este cuvântul de mângâiere a lui Dumnezeu. Citesc versetul 14. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. Dumnezeu este tatăl orfanului, Dumnezeu este apărătorul văduvei. Suntem aici ca să vă încurajăm și să vă îmbărbătăm, că nu rămâneți singuri și că Dumnezeu va purta de grijă. Și golul acesta din biserica Betel, Huiedin, este cineva care va purta de grijă ca el să fie umplut. Și acela este Dumnezeu, golul din familie, golul care este în sufletul nostru. Dumnezeu va avea grijă să pună pe cineva în locul lui și lucrarea lui Dumnezeu va merge mai departe. Domnul Dumnezeu va purta de grijă. Închei. Vine ziua când te cheamă Domnul acasă. Unde ești? Pe munte sau în vale? Pentru cei din familie, pentru cei apropiați, pentru cei care poate n-ați făcut pasul acesta, puneți întrebarea aceasta. Și Avram, dacă mi-ar ține o predică, ar spune, știi ceva, ca tine și eu am fost, ca și mine și tu vei fi așa. Într-o zi va trebui să pleci. Ce rămâne în urma noastră? A lăsat un gol. Golul acesta va fi umplut de Dumnezeu. Ce ne rămâne nouă? A spus un verset pe Biblie. Lui, știți ce rămâne? De acum mă așteaptă cununa. Pe noi, știți ce ne așteaptă? Luptă, pocăință și apropiere de Domnul și slujire înaintea lui Dumnezeu ca într-o zi să
ne reîntâlnim din nou. Pe El îl așteaptă cununa, noi încă suntem pe munte. Dacă nu ești pe munte astăzi aici, te invit la plecarea lui Avram, pune-ți viața pe stâncă și stânca aceasta este Iisus Hristos, Domnul. Pentru biserică rămânem pe munte, dar încă avem de luptat cu noi înșine, cu provocările acestei lumi, cu ispitele și cu toate războaiele care vin din partea celui rău, dar prin Hristos vom fi mai mult decât biruitori. El va fi cu noi, El ne va sprijini și mergem înainte cu speranța aceasta că într-o zi ne vom reîntâlni cu toți sfinții care și-au încheiat aici călătoria, așa a vrut Dumnezeu. Și Sanda, dragă, am stat și m-am gândit și am știut și aseară am discutat că mă întreb de ce așa și de ce acum. Una știu, Dumnezeu toate lucrurile pe care le face, le face foarte bine. Și că nu COVID-ul și nici certificatul medical și nici alte diagnostice îi întorc pe oameni în țărână, ci spune Psalmul 90, tu întorci pe oameni în țărână. Ca biserică rămânem în luptă și continuăm să ne luptăm. Cei ce nu v-ați pus viața pe stâncă și încă nu sunteți pe muntele unde Dumnezeu dă binecuvântări și speranță și ne întărește cu plecarea Lui, să dea Dumnezeu să vă hotărâți astăzi și aici să vă împăcați cu Dumnezeu și Domnul să mângâie familia, Domnul să ia în brațele Lui. Cuvintele noastre sunt atât de seci. Și gândiți-vă la aceasta, ce vă spuneam la început, de ce oare? De ce? Pentru mine asta e marea problemă. De ce găsim atâtea cuvinte bune să spunem despre cei care au plecat? Numai atunci după ce pleacă. De ce facem atâtea aprecieri? Și cât trăim, nu știm că a avut o nevastă care s-a așezat din... Fac pocăiții mai multe aprecieri pe Facebook la nu știu cine care e din lumea de afară decât să facă aprecieri la copiii lui Dumnezeu, care și-au lăsat familia și copiii și s-au dus și au slujit și du-te și vino și du-te și vino. Cât trăim, nu știi să apreciem. Și vine o zi când Dumnezeu ne ia. Poți să-i faci acum? Câte aprecieri? M-am gândit aseară. Câte aprecieri s-au făcut? Niciuna n-a auzit. Aștepta cât a trăit să se apropie cineva de el și să-i spună, auzi, apreciez ce faci, apreciez lucrarea ta. Câtă vreme, nu știu în ce tabără, trăiesc slujitorii, sunt prea mulți în tabăra lui Ioab, sunt prea mulți și sunt prea puțin din coaci la mângâieri. Sau poate unii s-au făcut, s-au transformat astăzi din Iobab, au trecut așa cât imormântarea, hai să arătăm și noi că suntem oameni ai mângâierii, ba încă purtăm cuțitul. Dumnezeu să cerceteze biserica, Dumnezeu să cerceteze toată adunarea și numele Domnului să fie slăvit. Mulțumesc fratelui Sami Trif, Domnul să-l binecuvinteze. Mai ascultăm două cântări, fratele Matei Andreica, apoi fratele Dani Demean și apoi vom continua să aducem înaintea dumneavoastră câteva gânduri despre acela care a fost Avram, un om iubit de Dumnezeu și de noi toți. Amin. Mi-am amintit de cuvintele lui Iov din capitolul 14. Iov spunea: dacă omul vreodată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Nu știu de ce lui Dumnezeu îi așa de dor de unii dintre noi. Dar mai știu că spunea tot Iov că, și asta ar fi adevărata noastră mângâiere, că răscumpărătorul nostru e viu, că Iisus e viu. Și atunci când vom merge la El, ne vom întâlni cu toți cei dragi. Domnul să ne ajute să ajungem în împărăția Sa.
Eu știu că am în cer o casă pe care nimeni nu mi-o ia. Chiar dacă nedreptatea lumii mă lungă din căsuța mea, și știu că am să cânt odată cu toți cei dragi îmbrățișat, chiar dacă azi trăiesc în lacrimi de cei iubiți prea-ndepărtat. Și știu că am să cânt odată cu toți cei dragi îmbrățișat. Știu că răscumpărătorul Dumnezeul meu e viu, chiar nimicit să-mi fie trupul, chiar uitat de tot să fiu. Știu că răscumpărătorul Dumnezeul meu e viu. Știu că-L voi vedea pe Iisus, El va fi răsplata mea. Chiar dacă viața azi în lume moartea fi mi-ar cea mai grea, știu că-L voi vedea pe Iisus, El va fi răsplata mea. Știu că am o tinerețe nemai sfârșită la Iisus, chiar dacă în lume bătrânețea puterile din trup mi-a dus. Și știu că am o tinerețe nemai sfârșită la Iisus. Știu că răscumpărătorul Dumnezeul meu e viu, chiar nimicit să-mi fie trupul, chiar uitat de tot să fiu. Știu că răscumpărătorul Dumnezeul meu e viu. Știu că-L voi vedea pe Iisus, El va fi răsplata mea. Mi-ar cea mai grea, știu că-L voi vedea pe Iisus, El va fi răsplata mea. Răsplata mea.
m-am așezat aici. Pentru că vreau să-l privesc. Avram mi-a fost tovarăș de slujire împreună cu fratele Boloș. Sunt oamenii cu care din anul 2012 am trăit emoții, am împărtășit momente de rugăciune și taine pe care numai noi le știm, frate Boloș. Dar uite, Avram a plecat. A plecat o căpetenie, un om mare. Avram, pe lângă calitățile pe care le avea, avea defecte, ca oricare, ca mine, ca oricare din noi, dar avea calități. Niciodată n-a dorit să ia locul cuiva. Când a fost vorba de a fi promovat, ordinat ca diacon, sunt martori frații din comitet și fratele Boloș, am stăruit de el, am tras de el, totdeauna motiva și spunea, este fratele Todor, sunt alții. Dar Dumnezeu avea un plan special cu el, o căpetenie mare. Prea puțin, nimeni nu știe de aici ce vă spun acum, nici familia, nici frații din conducere. În luna februarie, la comunitatea regională Cluj, am vorbit cu frații din biroul operativ și am rugat să accepte fratelui Avram să îi facem adeverință prezbiter cu derogări de pastor, atribuțiuni pastorale. Spuneam, fraților, Avram poate, Avram duce, e tare, Avram este omul care ține calia, Avram merge pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Și frații de la comunitate au spus, ești pastor, decizi. După ce am vorbit cu frații, l-am sunat pe Avram și i-am spus, chiar din sediul comunității, ce m-am gândit. Mă gândeam să bat în retragere, să mă retrag și să preia el atribuțiunile. Și Avram mi-a spus așa, frate Nelu, să nu faci greșeala aceasta. Tu trebuie să rămâi, că eu trebuie să plec. Și am zis, Avram, unde? Și a zis, nu știu, așa mi s-a dat să-ți spun. Și a spus, anulați tot, eu nu vreau, tu trebuie să rămâi în continuare. Uite, dacă ar putea să vorbească, v-ar spune cuvintele acestea. Era un om modest, era un om care știa să respecte, dar era un om care respecta cuvântul lui Dumnezeu în totalitate. Dragă familie, doresc ca bunul Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvinteze. E o durere pentru mine, pentru comitetul bisericii, este o durere pentru dumneavoastră ca familie, dar este o durere pentru biserica întreagă. Câteva gânduri citesc de aici și apoi voi încheia. Avram Tișe a fost al treilea din cei 7 copii ai lui Todor și ai Florei, născut în data de 10 ianuarie 1959. Bunica sa, Alina, fiind prima pocăită din Beliș
și neștiind să citească, îl lua mereu la rugăciune pe Avram ca să citească din Scriptură. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt la vârsta de 10 ani, o căpetenie mare. De la vârsta de 10 ani, Dumnezeu a așezat peste el putere și puterea aceasta i-a rămas până în momentul în care Dumnezeu l-a chemat acasă. S-a botezat în apă, în apa botezului, în 6 martie 1987, împreună cu viitoarea lui soție, sora Sanda, în biserica de pe strada Septimiu Albini, Cluj, biserică în care slujesc ca păstor astăzi. S-au căsătorit în satul natal în 15 august în 1987, fiind binecuvântați de Domnul cu 3 copii, Alexandra, Daniel și Roxana. A studiat la Facultatea de Construcții din orașul Cluj-Napoca, construcțiile fiind una din cele două pasiuni ale sale. Prima pasiune a fost studierea Cuvântului lui Dumnezeu și apoi predicarea Cuvântului. A doua, construcțiile, spune că l-au dus în Germania, Austria și în satele din împrejurimile Huiedinului pentru câștigarea pâinii pentru familie. Apoi prima lui pasiune a fost mai mult decât pasiune, a fost slujirea pe care a pus totdeauna preț în fața lui Dumnezeu, în fața familiei, în fața bisericii și s-a onorat cu brio de sarcina aceasta. A fost ordinat în Biserica Domnului din Huiedin ca diacon în anul 2001, apoi presbiter în anul 2019, când a devenit și conducătorul bisericii și martor este fratele Boloș, știu cât a insistat Avram să preia responsabilitatea aceasta și mulțumesc Domnului pentru fratele Avram că a fost implicat, dar mulțumesc fratelui Boloș că a oferit un transfer cu liniște, cu pace și îl rugăm să fie alături de noi în continuare și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi Avram se desparte de Sanda, cu care au călătorit prin lumea aceasta 34 de ani. Sanda, dacă ar putea să-ți spună, ți-ar fi spus rămas bun. Să te întărească Dumnezeu în continuare. Singurătatea să nu o simți. Ai lângă tine pe cele două fiice, ai băiatul Daniel, care ți-au rămas comori din partea lui Dumnezeu și a lui Avram. Ceilalți este Gabi, este Dani, care nu sunt gineri, sunt copii și va fi viitoarea noră Mădălina. Domnul să vă binecuvinteze, să desparte tata de voi, dragi copii, păstrați amintirile frumoase. Și vă rog în numele Domnului, fiți aproape de mama în fiecare clipă, că mama este lampa de veche a unei case, totdeauna să o înțelegeți și Dumnezeu vă va răsplăti. Poi mai departe spune că se desparte de frații lui de corp, de frații de credință, de vecini, de apropiați și continuă și spune: s-a întâlnit cu cel pe care l-a iubit și pe care l-a slujit de mic copil în data de 16 aprilie anul 2021, fiind binecuvântat de Domnul să vadă și pe copiii copiilor săi, și anume
nepoței Vera, Lisa și David, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Ultimile cuvinte care spun sunt următoarele: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Și ultimul gând este adresat bisericii Betel Huedin, unde spune așa: rămas bun, frați prea iubiți, să nu părăsiți adunarea. Vă aștept pe malul celălalt în împărăția lui Dumnezeu. Și ultimile patru cuvinte: să nu lipsiți nici unul. Promitem azi, comitetul de conducere, e un semnal de trezire, facem tot ceea ce putem, strângem rândurile și îi promitem lui Dumnezeu, privind la poza aceasta, că vom încerca să facem față durerii, iar când trâmbița lui Dumnezeu va suna, să nu lipsească nici unul din cei care sunteți aici și Domnul să vă binecuvinteze. Închei și vă spun la încheiere, dacă păstoresc biserica, este datorită faptului că trei oameni de aici m-au convins. Primul a fost Avram, fratele Boloș, și în cele din urmă, la o întâlnire de taină, când m-a chemat Avram să mă convingă, m-a chemat la el acasă și l-a chemat pe Nicu, îți amintești, Nicu, să mă convingă, Nicu, să vin aici. Nu-mi pare rău că am venit. Mulțumesc Domnului că am avut parte de asemenea slujitori de oameni ai lui Dumnezeu, dar o părticică din mine a plecat cu Avram dincolo și cerul este mai bogat. Noi am devenit mai săraci, dar Dumnezeu să ne îmbogățească în harul Său. Și uitându-mă la ceas, aș vrea să închei, Sanda, și să încheiem slujba cu cuvintele din Geneza, capitolul 12 și versetul 1. Uite, înainte de a se încheia slujba, vă rog să afișați versetul acesta, Geneza 12 și cu versetul 1. Oricât am încercat, cum spunea Sami, să îl ținem pe Avram între noi, nu se poate, nu s-a putut, de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune: Domnul zisese lui Avram, a zis Dumnezeu: Avrame, ieși din țara ta, ieși din rudenia ta, ieși din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și Avram a plecat, că l-a chemat Dumnezeu. Dacă astăzi credeți adevărul acesta, că Dumnezeu l-a chemat, acceptați chemarea, prețuiți planul lui Dumnezeu și mulțumiți-i Domnului că și-a sfârșit bine călătoria. Pentru biserică mai am un verset, afișați-l și acesta, Psalmul 12 și versetul 1 și vom încheia. Uitați ce spune aici: vino în ajutor, Doamne, e o rugăciune pe care o înalți. Vino în ajutor, Doamne, că se duc oameni evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Îl chemăm pe Dumnezeu să ne vină în ajutor și să scoată oamenii la mântuire din localitatea Huedin și chiar pe noi, cum spunea fratele Sami, să ne trezească Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați și rog pe fratele Boloș, slujitor, om al lui Dumnezeu, să treacă la microfon și să înalțe rugăciunea de mulțumire și în același timp rugăciunea prin care să încredințeze familia în mâna Domnului. Amin. Cu
continuăm, Tatăl nostru din ceruri, să te binecuvântăm pe tine și să te sclăvim, chiar dacă astăzi a fost o zi de jale, de doliu în Biserica Betel, inimile noastre au fost cernite, Doamne, de momentele acestea, dar vrem să-ți mulțumim din toată inima că Tu ești Dumnezeu adevărat, că Tu dai biruință și că dai putere și că dai ajutor celor care rămân. Și am avut posibilitatea în ziua de astăzi să ascultăm cuvântul Evangheliei, să vedem care este rostul vieții noastre pe acest pământ, să prețuim mai mult viața veșnică decât toate bogățiile lumii acestea care vor trece sau vor rămâne de fiecare dintre noi așa cum au rămas și de către fratele Avram. Mă rog, Doamne, pentru cei care au ascultat Evanghelia Ta, Doamne Dumnezeul nostru, pregătește-le inimile, pregătește-le și sufletele lor ca să înțeleagă că viața e scurtă pe pământul acesta, plină de necazuri, plină de dureri, dar Tu ești Dumnezeu milos, îndurător, plin de bunătate și iertător pentru fiecare dintre noi. Ajută-ne să te recunoaștem ca Domn și Stăpân al vieții noastre, a fiecăruia dintre noi. Mă rog pentru familia Tișa, mă rog pentru sora Sanda, mă rog pentru copii și jineri și nepoți. Doamne, Tu ești Dumnezeul mângăierilor, Tu ești Dumnezeu care dai putere, Tu ești Dumnezeu care dai ajutor și atunci când Te vor chema, Doamne, atunci când vor avea nevoie de Tine, Te rog să le răspunzi din ceruri, să fii cu ei, Doamne, să-ți întinzi mâna peste ei, când pentru sora Sanda poate va veni singurătatea și este în inima ei, poate s-o cuibări gândurile, ce va face, cum se va descurca. Doamne, Tu ești Tatăl văduvelor și a orfanilor și știi întotdeauna cum să mângăi, cum să îmbărbătezi. Și mă rog pentru ea, Doamne, să spună toată nădejdea, toată credința în numele Domnului Iisus. Și acum Te rog, Doamne, binecuvântă în continuare slujirea la Beliș, binecuvântă pe cei care vor participa acolo, fii și cu noi care rămânem aici și îți mulțumim pentru toate. Amin. Ne pregătim să ne deplasăm înspre Beliș. La încheiere vă spun doar atât pentru toți. Locul unei căpetenii era aici, în casa de rugăciune, nu la capelă. Locul unui om mare care a slujit trebuia să fie adus aici. Mulțumesc tuturor pentru înțelegere și frații din comitet au fost oamenii care au spus așa se cade, Domnul să vă răsplătească. În timp ce se va cânta o cântare, rog pe cei pregătiți să scoată sicreu, să se apropie și cu durere. Facem și lucrarea aceasta. Te vom aștepta, Avram, aici. Ne va fi dor de tine, nu vei mai veni, dar noi vom veni la tine în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Scoatem sicriu, îl așezăm. Apoi corul bărbătesc să se pregătească afară, să cânte spre slava Domnului și vom anunța cum ne vom deplasa. Mulțumesc tuturor celor care ați participat, mulțumesc că ne-ați înțeles și cu masca, condițiile sunt aceleași pentru noi toți, ori la Cluj, ori la Huiedin. Domnul să vă binecuvinteze, mulțumesc pentru timpul acordat, mâna Domnului să fie peste noi toți. Amin.